Comunitatea romano-catolică din Sagna s-a mobilizat pentru a ajuta o familie cu șase copii din localitate după ce locuința acestora a ars în urma unui incendiu izbucnit la sfârșitul lunii ianuarie. Preotul parohiei înălțarea Domnului a organizat o strângere de fonduri pentru a le construi o nouă casă. Până acum s-au strâns aproape 17.000 de lei și diverse materiale de construcție. Cine a fost cu ideea de a strânge bani pentru a construi o casă nouă? Nu este nimic nou. Mi se pare normal să fie un semn de solidaritate, mai ales din partea comunității, fiind înureașa ei acestei parohii. S-a mai întâmplat și cu ceva perioadă în urmă, la o altă familie a luat foc acoperișul și atunci a fost prima dată când am solicitat lucrul acesta. Iar acum, cu siguranță, fiind o familie mai numeroasă, oamenii au sărit în ajutor. Fiind, iată, și la început de timp de pregătire pentru sărbătoarea învierii în timpul postului mare, un timp de convertire, dar și un timp de fapte bune, oamenii au fost săritori și au întins o mână de ajutor. Câți bani s-au adunat până acum și când urmează a fi consolidată? De la colecta făcută în biserică, acolo unde fiecare a dat în mod anonim, s-au strâns 11.927 de lei. Apoi mai sunt persoane care au venit și au adus la biroul parohial sau uh, au dăruit prin uh, contul bancar, s-au mai strâns aproximativ 5.000 de lei. Apoi mai sunt persoane care au dus direct la. Mama Nicoletei și plus încă alte persoane care și-au anunțat disponibilitatea pentru materiale de construcție sau efectiv mână de muncă atunci când timpul va permite începerea lucrărilor. Cei care vor să ajute financiar sau fizic la ridicarea casei o pot face luând legătura cu parohul bisericii din Sagna, preotul Francisc Fărcășel.